Izraelienii vor să știe cum a fost posibil ca niciun serviciu secret intern sau extern să nu fi aflat nimic despre o operațiune de o asemenea amploare. Jurnaliștii izraelieni se întreabă cum de luptătorii Hamas au reușit să rupă gardul dintre fâșia Gaza și Israel în zeci de locuri și nicio dronă, niciun senzor, nicio cameră să nu dea alarma. Cum se întâmplă că în țara serviciilor de informații nu aveam nicio informație, nimeni nu avea nicio informație despre ceea ce plănuiesc și programează și ce planuri au aceste organizații teroriste din fâșia Gaza. Nimeni nu știa nimic. Analiștii militari spun că atacul Hamas a fost clar pregătit o lungă perioadă de timp, iar luptătorii au exersat serios în tabere de antrenament înainte de asta. În lecțiile învățate din această situație și care vor intra probabil în istoria artei militare până la urmă, sub o anumită formă, cu siguranță se va vorbi foarte defavorabil de serviciile secrete izraeliene care n-au fost în stare să înțeleagă ceea ce urmează să se întâmple. Eu cred că ne-am grăbit, dacă am trage în momentul acesta concluzii, fie și pentru simplul fapt că niciuna dintre cele trei instituții de securitate importante din Israel nu au avut expresii oficiale. Ceea ce de fapt ne obligă la atenție este mai curând modul în care evoluează raporturile diplomatice între Arabia Saudită și Israel. Izraelienii se plâng că structurile de forță nu numai că nu au putut preveni atacul, însă au și intervenit greu după ce au aflat de măcelul din sud. Cetățenii din kibuțuri au fost blocați în camere de siguranță, în buncăre, și sunau jurnaliști și implorau jurnaliștii să trimită armata să-i scoată de acolo afară, să-i salveze, că-i măcel. Jurnalistul Otilo Shomfalvi este convins că după ce va trece criza vor fi mai multe anchete, iar șefi din serviciile secrete și din armată vor fi obligați să plece.